În play-out-ul seria 7 din Liga 3 de fotbal, Aurul Brad a avut o prestație foarte bună și a reușit să termine pe locul al 8-lea după un sezon regular dezastruos, evitând astfel retrogradarea directă. Regulamentul spunea că vor retrograda locurile 9 și 10 din fiecare serie, plus echipa care a terminat pe poziție 8-a și are cea mai slabă linie de clasament. Cei de la Aurul Brad ar putea fi în această situație, întrucât dintr-o altă serie s-a retras o echipă, iar a 8-a clasată de acolo are mai puține meciuri disputate și implicit și puncte mai puține. Cum însă nu s-a comunicat din partea federației metoda exactă de departajare, situația celor de la Aurul Brad rămâne neclară și la aproape 3 săptămâni de la terminarea campionatului, nici oficialii din fotbalul hunedorean neputând da un răspuns cert la această problemă. Referitor la Liga 3, știu că nu este competența AJF Hunedoara, dar este situația mai delicată a celor de la Aurul Brad. Rămân în Liga 3 sau se întorc în Liga 4, dacă este ceva oficial? M-a scris puțin în offside, se face un clasament diferit și din păcate în momentul acesta n-am avut posibilitatea să-l facem. Nu știm în momentul ăsta dacă Aurul Brad rămâne sau nu rămâne, cred că va rămâne, dar nu e o certitudine. Cel puțin eu nu pot să spun în momentul ăsta. Așa cum declara Cristian Petrean, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, este foarte posibil ca Aurul să rămână în Liga 3, întrucât experiența anilor anterior ne-a arătat că vor fi echipe care nu se vor înscrie în competiție, iar brădenii vor fi primii invitați să completeze locurile vacante.